Un român uimește Londra și de la mii de kilometri distanță ne învață ce înseamnă Romândria. Fugit de regimul comunist, George Iacobescu a trecut prin Canada, Statele Unite, până a ajuns în Marea Britanie. A ridicat al doilea centru financiar al Londrei și al Europei. A primit titlul de Sir de la Regina Marii Britanii și a fost decorat și de Casa Regală a României pentru că nu a uitat de unde a plecat. Cred că arta în viață este să ridici ochii în sus, să vezi ce poți să faci și după aceea să ridici mult mai sus decât poți să faci. La 70 de ani, Sir George Iacobescu, cel mai de succes om de afaceri român al tuturor timpurilor, își spune povestea de succes pentru prima oară în fața unei camere de filmat. L-am întâlnit mai întâi la Peleș, acolo unde a fost decorat de Casa Regală a României. După ceremonia a acceptat să depănăm povestea care începe cu câteva zeci de ani în urmă pe una dintre străzile capitalei. Am stat pe strada Aurel Vlaicu și în continuare de câte ori mă întorc în București, mă duc pe strada aia și deodată 50-60 de ani de viață se compresează în 10 secunde și deodată trăiești un vis, un vis viu. S-a născut într-o familie de intelectuali care a fost nevoită să-și vândă toate amintirile ca să supraviețuiască regimului comunist. Nu numai că au trebuit să vândă colecția de artă, dar au trebuit să-și vândă și verighetele ca să cumpere de mâncare. Iar bunica mea stătea pe treptele unei piețe și aștepta închiderea pieței ca să cumpere o sparte, pentru că nu ne puteam permite ca să cumpărăm o întregi. La câțiva ani după ce a absolvit Facultatea de Construcții Civile și Industriale la Universitatea din București, Sir George și-a cumpărat libertatea la propriu. A fost un moment în istorie când România sau guvernul în momentul acela vindea oameni și, interesant, banii au fost plătiți 3 ani înainte de am reușit să plec din România. Dar în momentul când am ieșit din România, am scris înapoi la prietenii mei, merita să vin în genunchi până în Canada pentru schimbarea de regim și de atmosferă care am găsit-o acolo. Libertatea i-a adus și postul de vicepreședinte al celui mai mare dezvoltator de proiecte imobiliare din America. Prețul iubirii însă a fost mult mai mare. Gabriela, pe atunci logotnica lui Sir George, a rămas în România comunistă. Este o poveste, câteodată m-am gândit să o scriu pentru nepoții mei. A fost 2 ani de coșmar. Sir George le-a scris tuturor șefilor de state democratice sperând că povestea lui de iubire îi va înduioșa, iar un congresman american a condiționat acordarea clauzei națiunii celei mai favorizate. Autoritățile de la București au ignorat pentru scurt timp regula care spunea că un român stabilit în afara țării nu se putea căsători cu un român de acasă. Comuniștii le-au permis doar să se căsătorească, nu și să părăsească țara împreună. A urmat o grevă a foamei la Națiunile Unite și până la urmă am reușit. Cu toate acestea, Sir George îi este recunoscător României în care s-a născut. Lucram în timpul zilei ca inginer și noaptea lucram ca muncitor în construcție. Și ca inginer mi-am dat seama că nu aveam nimic de învățat în Canada. Adică tot ce aveam nevoie învățasem. Deci am avut o școală și o facultate extraordinar de bună și am avut profesori care probabil că nu există nici astăzi în multe țări. Sir George Iacobescu e încă român. Când am trăit în Canada, eram canadian. Când am trăit la New York, eram tot canadian. Când am venit în Anglia, am devenit englez născut în România. Nu există vreodată să nu fiu caracterizat ca Sir George Iacobescu născut în România. Cred că primul lucru este să nu uiți de unde vii. Și oamenii de servici și gărzile de pază îmi spun George, și am o organizație extraordinar de orizontală, pentru că realitatea este că nimeni nu poate să realizeze ceva fără să aibă oameni în jurul lor. E unul dintre crezurile care l-au adus aici, în poziția de președinte executiv al Canary Wharf, al doilea centru financiar al Londrei și al Europei, cu 35 de turnuri și 1,7 milioane de metri pătrați construiți. Canary Wharf e un oraș în oraș cu clădiri de birouri, mall-uri, parcuri, grădinițe, restaurante sau săli de sport și totul a fost construit de la zero. Nu exista absolut nimic, nici măcar apă, nici electricitate. Astea sunt fostele docuri.
Și practic în 27-28 de ani am construit al doilea centru financiar cel mai mare din Europa. În centru financiar tradițional lucrează aproape 300.000 de oameni, iar în Canary Wharf 120.000 de oameni. În doar 20 de ani, Canary Wharf a ajuns la 40% din valoarea tranzacțiilor din City, principalul centru financiar al Londrei. Acum Canary Wharf a fost îmbrățișat de toată Londra și este zona în care se întâmplă cele mai mari tranzacții financiare. Suntem la etajul 30 al turnului central din Canary Wharf, în sala cu machete. Sir George ne arată cât de mult a contribuit investiția canadiană la dezvoltarea Londrei. Când am început, exista o singură linie de transport, care era practic un tren cu un singur vagon. Asta a fost în 1987. Și, într-un fel, povestea lui Canary Wharf este povestea dezvoltării transportului. Și cea mai mare realizare în acest sens este linia de metrou care străbate Londra de la est la vest și care va fi inaugurată în 2018. Capacitatea de transport spre și dinspre Canary Wharf se va dubla, iar asta rezonează cu noile planuri ale companiei conduse de Sir George Iacobescu. Încă 20 de turnuri în următorii 10 ani. Ne-am gândit ca partea următoare să fie făcută din clădiri de locuit, și clădirile de locuit am decis ca jumătate să fie de vânzare și jumătate să fie de închiriat. Chiriașii lui Sir George sunt acum cele mai mari companii ale lumii, dar și companii la început de drum care plătesc prețuri modice până când reușesc să se pună pe picioare. Iar asta reflectă perfect caracterul generos al românului care a primit cel mai înalt titlu chiar din mâinile reginei Elisabeta. Am primit ceea ce se cheamă CBE, Commander of the British Empire, și din partea reginei Elisabeta. Nu numai că știa că sunt din România, dar știa foarte multe detalii ale ceea ce am dezvoltat la Londra. Prințul Charles a ținut să fie prezent la ceremonia în care a primit titlul de Sir, tocmai pentru că George Iacobescu era român. Prințul Charles a spus că am vrut să vin aici în mod special pentru că iubesc România și pentru că am lucrat înainte împreună. A fost decorat pentru acțiunile caritabile pe care le face în Marea Britanie, dar de curând, Sir George s-a implicat și în viața comunității din țară. Am ajutat un grup de copii de la o școală de lângă Cluj, într-un sat care se cheamă Hașdat, unde copiii nu veneau la școală pentru că nu aveau de mâncare la prânz. Și părinții îi țineau acasă ca să lucreze acasă, în loc să lucreze la școală. Așa l-am cunoscut pe Flavian Pach, un tânăr de 26 de ani care a înființat un ONG și care a scris lui Sir George Iacobescu un e-mail în care i-a povestit despre situația copiilor din Hășdate. I-a plăcut povestea, i-a plăcut comunitatea, i-a plăcut copiii și iată-ne acum la Hășdate. Cătălina este unul dintre cei 25 de copii care beneficiază de programul finanțat de Sir George. Trăiește într-o căsuță cu două camere, împreună cu părinții și cei trei frați ai săi. Ne descurcăm. Așa, la limită. În căsuța cu pereții roz, posibilitățile sunt mici, dar aspirațiile mari. Eu mi-aș dori de la Moș Crăciun un dicționar. Un dicționar explicativ? Da. La ce te-ar ajuta pe tine? Păi, să înțeleg unele lucruri. Acum e ora mesei la școala din Hășdate. Copiii mai mari așează tacâmurile. Cei mici sunt încă în clase. Au pregătit lucrări pentru Ziua Națională a României. Cu toții așteaptă semnul să intre în sala de mese. Așa cum au promis, mănâncă în liniște. La peste 2000 de kilometri distanță, Sir George își îmbrățișează un angajat. E portarul. Un român care și-a pierdut fiica la doar 36 de ani. Apoi Sir îmi povestește cu umor despre secretele succesului. Îți trebuie 25-26 de ani ca să devii un succes peste noapte. Ne-am despărțit pe aleile unui parc din Canary Wharf. O strângere de mână, un zâmbet și am lăsat în urmă al doilea centru financiar al Europei, construit de la zero de un român.